Bună și bine ai venit pe canal, eu sunt Cristina, iar clipul de astăzi este unul foarte, foarte special și sunt foarte entuziasmată să îl filmez. Astăzi se împlinește un an de când am postat primul meu clip aici pe canal și am vrut să marchez momentul ăsta printr-un clip mai special. Nici nu vă pot spune din cât de multe puncte de vedere e special clipul ăsta. În primul rând pentru că sărbătoresc un an pe YouTube, în al doilea rând pentru că este primul meu clip de tip unboxing, în al treilea rând pentru că o să lansez și un giveaway și în al patrulea rând pentru că am și un cod de promoție. Fără a fi un videoclip sponsorizat, absolut toate produsele sunt plătite din banii mei de salariu și în al cincilea rând pentru că vreau să mulțumesc unor persoane foarte, foarte speciale pentru mine care m-au susținut cu clipurile mele pe canal. O să încep cu mulțumirile. Vă mulțumesc foarte mult tuturor celor care v-ați abonat la canalul meu, fie că vă știu după nume sau după pseudonim, fie că nu, pentru că unii din voi aveți ascunsă opțiunea de a dezvălui numele în momentul în care vă abonați la cineva. Vă mulțumesc tuturor celor care v-ați abonat la canalul meu, ați avut încredere în mine și mi-ați acordat din timpul vostru, pentru că știu că în ziua de azi toată lumea este foarte ocupată și dacă vă pierdeți 10 minute să vă uitați la mine, timpul ăla poate fi important pentru voi, puteți să faceți altceva. Așa că sper să vă răsplătesc consumul ăsta de timp și să vă dau informații utile care să vă fie de ajutor în vreun fel sau altul. În al doilea rând, aș vrea să mulțumesc unor fete mai speciale, le-aș numi, care au fost alături de mine încă de la început și mi-au comentat la aproape fiecare videoclip. Bună, Andreea Gorcea, DAV, Melania, Eliza și mai sunt câteva persoane, dar ele sunt din rândul youtuberilor și noi avem obiceiul să ne sprijinim reciproc. Le mulțumesc și lor foarte, foarte mult. Le mulțumesc tuturor youtuberilor care au avut încredere în mine, care au colaborat cu mine sau m-au menționat pe canalul lor sau mi-au făcut shout-out. Așa că mulțumesc foarte mult Rux Flotoma, Angelica Haneș, mulțumesc foarte mult Ioana Moldovanu, mulțumesc foarte mult Alexandra Andrei, sper că nu am uitat pe nimeni, dacă am uitat îmi cer scuze și o să încerc să vă las numele pe aici, pe undeva pe jos. Încă o dată vă mulțumesc că ați fost alături de mine, sper să-mi rămâneți alături și în continuare și vă mulțumesc foarte mult pentru susținerea voastră. Vă spuneam mai devreme că am o surpriză pentru voi în clipul de astăzi, fiind un unboxing, este de fapt primul meu clip de tip unboxing. Aceasta este cutia, tocmai ce am deschis-o acum înainte să încep să filmez. Am comandat-o de la importdirect.ro, dar după cum vă spuneam, clipul nu este sponsorizat, pur și simplu am făcut o comandă pe acest site pe care am plătit-o din salariu. Am și un cod de reducere pentru voi, nu mi l-au dat ei prin niciun fel de asociere, pur și simplu l-am găsit la un search pe Google și o să vi-l las și vouă în căsuța de descrieri. Cu ajutorul lui, dacă comandați de pe acest site, veți primi o reducere de 15 lei la prima comandă. Codul o să fie mai jos. În cazul în care vă hotărâți să comandați lei, chiar vă încurajez să îl folosiți și eu am beneficiat de această reducere, așa că de ce nu? În plus, în clipul de astăzi v-am pregătit și o surpriză. Printre produsele comandate se află unul pe care vreau să îl ofer ca și premiu la un giveaway. Giveaway-ul acesta o să fie un giveaway mixt. Adică, cum s-ar spune, un fel de struț o cămilă, în sensul că vreau să-l lansez astăzi, când este aniversarea de un an a canalului și giveaway-ul se va închide în momentul în care vom ajunge 1000 de persoane pe canal, deci în momentul în care canalul va avea 1000 de abonați. Îmi doresc foarte mult să ajung la 1000 de abonați și nu ca să monetizez canalul, poate că unii din voi știți că ai nevoie de 1000 de abonați ca să poți monetiza un canal de YouTube, dar a doua condiție este să ai 4000 de ore de vizionare. Eu nu, eu sunt foarte departe de 4000 de ore de vizionare, am aproximativ 1400 în momentul ăsta, așa că mi-ar mai trebui încă vreo 2 ani ca să ajung la 4000 de ore, deci chiar dacă ne strângem 1000 pe canalul ăsta, nu o să-l pot monetiza, deci nu vă speriați, nu o să vedeți foarte repede reclame pe acest canal. Pur și simplu este o dorință
dorință de-a mea să ajung la cifra asta rotundă de 1000 de abonați și în plus vreau să ofer cât mai multora dintre voi șansa de a câștiga premiul. Nu știu exact momentul când o să apară produsul, pentru că o să le scot din cutie fix, aleator, așa cum le nimeresc, așa cum pun mâna pe ele. Dar în momentul în care o să îl prind, o să vă spun că acesta este premiul pentru giveaway. Am făcut, după cum vă spuneam, o comandă pe site-ul importdirect.ro. Produsele au fost în valoare de 250 de lei. M-a costat în plus 25 de lei transportul, dar cu reducerea de 15 lei pentru prima comandă pe care am avut-o, cu codul de reducere pe care îl aveți mai jos în căsuță, am ajuns la un total de aproximativ 260 de lei. Primul produs este această cremă de curățare CIF original de 500 de mililitri, care a costat aproximativ 5 lei, fără câțiva bani. Al doilea produs este acest gel de duș de la Nivea, clasicul Cream Care, fără niciun fel de aromă sau miros special. Este la 750 de mililitri și m-a costat câțiva bani, peste 10 lei. Am văzut-o în Auchan cu 14-15 lei, deci e o economie destul de importantă că am găsit-o aici cu 10 lei. Următorul produs este această soluție de curățat geamuri. De fapt, este doar o rezervă. Am deja recipientul cu pompiță. Acesta a costat aproximativ 3,90 lei și mi se pare un preț foarte, foarte bun pentru 500 de mililitri. Următorul produs este acest set de mănuși de menaj la 2,50 lei. Cumpărasem anterior de aici, de la un magazin din vecinătate, un set cu 4 lei. Acesta a fost 2,50 lei, deci eu zic că economia este destul de importantă. Următorul produs este o cănuță din aceasta cu mâner dublu pentru bebeluși. Am cumpărat-o pentru finuțul meu, care tocmai s-a născut de vreo câteva săptămâni și m-a costat aproximativ 13 lei. Următorul produs este acest detergent de vase de la Sanospark cu aromă de lămâie la 500 de mililitri. Este doar o rezervă, o să îl pun într-un recipient pe care îl am deja, care a costat 4,59 lei, un preț foarte bun, zic eu, pentru 500 de mililitri de detergent. Următoarele produse sunt 3 săpunuri de la Protex, unul cu vitamina E, unul cu propolis și unul herbal, care au costat 2,25 lei fiecare. În magazin sunt aproximativ 2,40 lei fiecare, deci am făcut o mică economie și aici. Următorul produs este un săpun Dove de 100 de grame, cel original, a costat 2,15 lei. În Lidl este 2,50 lei, deci am făcut o economie destul de bunicică la acest săpun. Următorul produs este tot săpun. De fapt, am luat două bucăți de palmoliv, unul Smooth Delight și unul Precious Care. A costat 1,70 lei fiecare. În magazin nu știu exact cât costă, dar în orice caz costă 2 lei, deși aici am făcut o economie bunicică. Următorul produs este ceva ce n-am mai încercat niciodată. Sunt niște pliculețe de sare de baie. Ele se pun în apa de baie și sunt pentru ameliorarea răcelii. O să le încerc, am luat două pliculețe, fiecare a costat 1,90 lei, deci am ajuns la un total de 3,80 lei. Nu le-am mai văzut prin altă parte, prin alte magazine sau farmacii, ca să am termen de comparație, dar chiar sunt curioasă ce e de capul lor. Din următorul produs am luat două bucăți. Este vorba despre acest șampon de la Chico, din care am luat două bucăți, unul pentru fiul meu, unul pentru finuțul nostru, și care a costat aproximativ 13 lei bucata. Următorul produs este un burete magic, Magic Eraser, pe care mi l-a recomandat Andreea de pe canalul Noela Vita Ebela pentru curățarea mizeriei de pe pereți. Sunt două bucăți aici și au costat 4 lei și vreo 5 bani, deci 2 lei bucata, nu este foarte mult. Nu știu cât costă într-un magazin, într-un supermarket, ca să pot face o comparație, dar mie mi s-a părut un preț bun. Următorul produs este un set de bețișoare de urechi de la firma Isis. Au costat 2 lei pentru 200 de bucăți, mi se pare un preț foarte, foarte bun. Mai am o pastă de dinți pentru copii, pentru fiul meu. Este cu Fulger McQueen pe ambalaj și cu aromă de fructe, din gama Oral-B Pro Expert Stages, și are 75 de mililitri. M-am mutat un pic mai la stânga pentru că deja venea soarele. A costat 3,80 lei.
Următorul produs este acest stick deodorant Rexona Men. L-am cumpărat pentru Andrei, a costat 7 lei. Nu știu exact cât costă în magazin, dar în mod sigur e mai mult de 7 lei, probabil în jur de 10-11 lei. Următorul produs este un tratament de unghii de la Evelyn, 9 în 1. A costat aproximativ 10,30 lei. Știu că în magazin cam acesta este prețul la promoție, l-am văzut cred că în Kaufland, dar la preț întreg este undeva la 12 lei. Următorul produs este o tăiuță de dinți pentru cel mic, tot de la Oral-B Pro Expert Stages, este pentru 2-4 ani și a costat aproximativ 3 lei. Următorul produs este un blind buy, nu l-am mai avut niciodată, este un mascara de la Rimmel London, Scandalize. Acesta în ambalaj portocaliu. L-am văzut recomandat de Ioana Moldovanu și am zis să îl încerc și eu. M-a costat 17,70 lei, mai ieftin decât l-am găsit pe oricare alt site sau chiar și în magazin. M-am mutat din nou un pic mai la stânga că venise soarele peste mine. Următorul produs este chiar premiul pe care vi-l anunțam pentru giveaway. Este vorba despre acest parfum de la Calvin Klein, Downtown se numește. După cum vedeți este nou, ambalat, țiplat. Este varianta de 30 de mililitri. Recunosc că nu cunosc acest parfum, nu l-am avut niciodată și nici nu știu să-l fi mirosit la cineva. Poate s-a întâmplat, dar n-am știut că e vorba de acest parfum. În schimb, l-a recomandat Ioana Moldovanu pe canalul ei și eu am mare încredere în recomandările ei. Tot ce am comandat, tot ce am cumpărat la recomandarea ei mi-a plăcut, așa că mie mi-ar plăcea foarte mult să primesc acest parfum ca și premiul la giveaway. Sper să vă facă și vouă plăcere. Condiția ca să vă înscrieți la giveaway este doar să fiți abonați la canalul meu și să lăsați un comentariu mai jos în care să-mi spuneți că vreți să vă înscrieți ca să pot face tragerea la sorți. Tragerea la sorți se va face cu o aplicație de tip random.org. Giveaway-ul se deschide acum și o să rămână deschis până când vom ajunge 1000 de abonați pe acest canal. Următorul produs este o piatră Ponce pentru călcâie de la brandul Lula, nu cunosc acest brand, a costat 1,30 lei, am zis că pentru prețul ăsta merită să o încerc. Următorul produs este un set de 4 paste de dinți BlendaMed la o promoție de tip 3 plus 1 gratis. 4 bucăți de câte 75 de ml au costat 10,70 lei, un preț extraordinar, zic eu. Următorul produs este o cremă de mâini cu mușețel de la Herba Medicus. Nu cunosc nici brandul ăsta, dar sunt curioasă să îl încerc. Are 125 de ml și a costat aproximativ 5,40 lei. Următorul produs este acest gel de igienă intimă de la Dermomed. Nu cunosc acest brand, dar sunt curioasă să îl încerc. Are 300 de ml și a costat cam 4,80 lei. Am mai comandat la ei acest parfum, Woman, de la brandul Elod. Este un dupe după Yves Saint Laurent Black Opium și este o surpriză pentru prietena mea, Andreea Gorcea. Ea mi-a spus într-un comentariu la un clip anterior că îi place foarte mult parfumul acesta. Nu mi-am permis să iau chiar originalul, dar mi-am permis să îi cumpăr acest dupe. Nu vă pot spune prețul pentru că o să-l ofer cadou, dar vă spun cu siguranță că este mai ieftin decât prețul la care l-am văzut în Auchan, cu aproximativ 3 lei. Andreea, sper să te bucure cadoul meu. Iar ultimul produs este acest șampon de la Head & Shoulders în varianta de 400 de ml, tratament intensiv antimătreață, care a costat 11,30 lei. Acestea au fost toate produsele din comandă. După cum vă spuneam, totalul a fost 250 de lei. Plus transportul, plus reducerea, am ajuns la 260 de lei. Produsele au fost comandate luni și mi-au ajuns vineri, având în vedere că a fost după sărbători, eu zic că s-au mișcat destul de bine cei de la Import Direct. Per total, a fost o experiență plăcută să cumpăr de la ei și în mod sigur voi mai comanda și pe viitor. Vă încurajez și pe voi să mergeți pe site-ul lor, vând produse cunoscute pe care în general le găsim și în supermarket, la prețuri ceva mai mici.
Nu uitați să aplicați și codul de reducere dacă vă hotărâți să cumpărați de la ei pentru a primi 15 lei reducere la prima comandă. Vă mulțumesc tuturor celor care sunteți alături de mine de un an de zile. Vă mulțumesc celor care veți rămâne alături de mine în continuare. Nu uitați să vă înscrieți la giveaway prin abonare la canalul meu și lăsându-mi un comentariu sub acest clip spunându-mi că vreți să participați. Mulțumesc mult de vizionare! Dacă ți-a plăcut clipul, lasă-i un thumbs up. Dacă nu ți-a plăcut, lasă-i un thumbs down. Spune-mi în comentarii ce fel de alte clipuri vrei să vezi în continuare la mine pe canal și ne vedem într-un clip viitor. Pa, pa!